A vândut o colecție de mobilier virtual cu o jumătate de milion de dolari și este căutat de branduri de top pentru a le proiecta produsele în metavers. Vorbim despre artistul digital Ander Rezinger, care a bulversat internetul și a revoluționat arta. Îmi place să explorez intersecția dintre artă și tehnologie, a spus argentinianul invitat la conferința Creativity for Better. La 33 de ani, argentinianul stabilit la Barcelona și-a propus să unească lumea imaginară a mediului virtual cu realitatea concretă care ne înconjoară. Și cu ajutorul celor mai performante aplicații informatice, a început să viseze la forme și culori pe care le-a proiectat într-un univers paralel. I like to combine and explore these intersections between art and technology. Iar de la vis la realitate a fost doar un pas. În 2018 a dat lovitura cu fotoliul virtual denumit Hortensia. Imaginea spectaculoasă a acestui fotoliu suprarealist s-a viralizat rapid, așa că în același an a apărut și versiunea fizică a obiectului, care a revoluționat ideea de design. Și tot de atunci, Rezinger numără succes după succes. Sometimes you have an image in your mind and you follow a certain path to try to achieve it. And sometimes you just start doing things and you stumble upon things during the process and your curiosity starts to guide you. Și astfel a ajuns să vândă colecții întregi de piese de mobilier care nu există în realitate. Sunt doar proiecții digitale stocate în tehnologia NFT, care s-au dat și cu o jumătate de milion de dolari. Este vorba despre colecția The Shipping. Oricare dintre aceste piese poate fi plasată apoi în orice proiecție virtuală sau de realitate augmentată grație tehnologiei. I think it accelerates a lot the way you work with ideas and you test ideas during your process. Any kind of technology is that. It's exactly a way of accelerating the way you're going to the result you're trying to find, even if you don't know what the result is. Artistul digital consideră că trăim într-o era unei realități extinse în care arta și cultura au scăpat de constrângerile spațiale și temporale.